Le-am pus pe acestea că sunt încălzite. Oglinzi încălzite? Da. Bă, ești nebun? Da. În 2021, să ai o mașină care are antenă din asta, zici tu că nu ești cool. Aici ceva, un soft open manual. Adică simți când tragi asta, uite și aruncă. Da, dar bagajul era cunoscut ca fiind destul de mare la Sielo. Cotira foarte mare. Păi și uite cum vine, mă, frate. La multe mașini e prea sus, e prea jos, da. E prea scurtă, prea înaltă. Ia să vedem ce avea garanție. 24 de luni sau 60.000 de kilometri. Crezi că e aspirat și se simte cum trebuie? Hei, salut, dragi, v-am găsit la un nou vlog. Este un vlog special, deoarece astăzi aici la Society Garage, băieții care ne-au pus la dispoziție acest garaj foarte luminos, spațios și liniștitor, pentru că am avut o experiență destul de traumatizantă astăzi. Am fost la Parc Străulești și n-am dat afară de acolo de la filmat, deci nu o să mai vedeți prea curând filmări de acolo. Am ajuns aici la Alex la Society Garage, am parcat mașina și din nou era să ne luăm bătaie. O să vă pun o filmare cum era să ne luăm bătaie cu o bâtă și era să ne spargă geamurile la mașină. Ai scos bâta la mine? Da. Ai scos bâta la mine? Am scos. Secția nouă de poliție aici, din lângă. Acolo îi cheamă să vină la mine. Hai că vin acum, stai liniște. Hai, ce faci cu aia? Ce faci cu aia? Dar nu e problemă, am ajuns aici, avem un Sielo foarte fain și vreau să facem în clipul de astăzi să dăm puțin timpul înapoi și să ne gândim puțin cum arăta România în anii 90-2000, când pe stradă existau doar Sielo și Dacia. Și ce variantă avea un român de rând să-și cumpere? Puteți cumpere o Dacia 1310, din câte știu? Da. Sau un Sielo și dacă avem mai mulți bani, o să vorbim despre toată gama, o să punem așa, o să etapizăm sau să punem în lumină toată gama DU. Pentru că astăzi avem Sielo de prezentat, dar marca aceasta sud-coreană a mai produs și alte mașini. Da. Sunt aici împreună cu Adrian. Salut. Cum te găsești la pe Instagram? AdrianGheorghe92 cu underline între fiecare. Dați-mi un follow pentru că are o mașină foarte faină și, după părerea mea, un DU Sielo în starea asta cam rar mai găsești pe străzile din România. Dacă Daci tot am filmat și l-am prezentat pe canal, fie ele stau, fie ele modificate, turbo, în două uși, tot felul de nebunii făcut la Daci, Sielo chiar n-am găsit și aș fi chiar curios și cred că cu ajutorul lui Adrian aș fi curios să găsim un Espero, o Leganța. Da. Și o Nexia, fiindcă știu că asta Sielo era Nexia, de fapt. Nexia era, de fapt, în Coreea de Sud. Era și o variantă, să zicem, mai full. Mai full? A Sielo-ului. Cu trapă sau fără trapă? Nu cred că au fost. Deci full fără trapă. Aveau ABS, airbag-uri, ceea ce la noi în România nu erau. E un Sielo care s-a produs în ce an? În ce an e produs mașina asta? Aceasta de da. Față e la finalul 2003. Ok. Și a fost cumpărată de nouă de tatăl meu în 2004. Am înțeles, și e făcută în România, încât știu, nu? Da, da. Până să ajungem la această mașină, să vorbim mai multe despre ea. Dacă vrei să-ți vorbești și mașina pe care vrei la 15% în descriere cu reducere, dacă vrei să-ți cumpere mărci cum merită toți banii, ai tot la fel un link în descriere. Hai să vorbim, Adriane, despre mașina asta. Hai să luăm cu începutul, cu botul mașinii. De fapt, cum ai cumpărat-o? A cumpărat-o tata nouă, da? În 2004. Și din 2004 până acum e la tine, în familie? E în familie, da, dar pe mâna mea este din 2010, de când am luat permisul. Ok. Chiar la 18 ani. Mașina pe care a ținut-o 11 ani. Da. Alții nu țin nici nevestele 11 ani și tu ai ținut o mașină 11 ani, să zic așa. Foarte bine. Ai luat-o la tatăl tău și apoi ce ai spus? Inițial nu aveam eu gânduri să îi fac ceva. Prima chestie, la majorat, am primit de la colegii mei un subwoofer și o stație. Așa? Și aceea a fost prima chestie pe care am pus-o pe mașină. Și dărdea tabla pe ea? Adică trepida? Bine, nu e chiar atât de puternic, dar pentru mine, care nu sunt audiofil sau așa, e ok. Mi-am mai pus alte boxe față-spate și pentru mine e ok. Și un player mai bun. Bun. Mașina a suferit mai multe modificări, deoarece în 10 ani, de obicei un Sielo în 10 ani se degradează, nu începe să arate din ce în ce mai bine cum arată mașina asta, adică e cumva reversul. Timpul nu se vede pe mașină. Apoi ce ai făcut? Îi pusesem niște jante, nu acestea, alte jante. Și ulterior, ușor, ușor, așa, am făcut farurile originale, le făcusem o ramă interioară neagră. Ulterior le-am luat pe acestea cu lupe. Arată foarte bine. E bixenon? Nu, este LED. LED? Fază scurtă și lungă LED. Și am văzut și ceva și la semnalizări, pentru că și semnalizările sunt LED. Da. Îmi place foarte mult că nu ies în evidență, adică e ceva aftermarket, dar nu-ți atrage atenția atât de mult, bă frate, ce cu mașina asta, e kitsch. S-au făcut niște faruri și semnalizări, se găseau pe tot felul de site-uri, erau cu
trei cercuri, trei lupe, okay. Și semnalul avea la fel un cerc. Am avut modelul acela de semnal pe care aveam și eu style, dar acum le-am pus pe acestea. Am înțeles. Noi avem varianta sedan aici, din câte știu pe Cielo, a venit și varianta hatchback, da. Care e destul de rară. Hatchback și în două și în patruși. Deci a fost și cupe, gen, da. Cupe cu ramă, că avea ramă la geamă. Da, da. Bă, aia chiar n-am văzut niciodată, în două uși chiar n-am văzut niciodată, în patru parcă am văzut, era destul de urățică la spate. Da, da. Asta e frumușică și din față și din spate, chiar pentru 2021 nu te faci risc cu mașina asta. Bă, nici cu Dacia 1300, cu zâmbetul lui Iescu. Acum a devenit o pasiune și Dacia, poate că lumea se uită mai cu admirație acum la Dacia. Depinde la ce model Dacia, fiindcă Dacia 1310, zâmbetul lui Iescu, nu mai e la fel de apreciată. Care a fost contemporană cu asta. Contemporană cu asta, exact. Cele mai vechi, da, într-adevăr. Hai să facem partea din față, să vorbim puțin despre mașină. Vine lângă metru frumos și povestim puțin despre bara asta imaculată, proaspăt vopsită, probabil, nu? Nu, nu. Nu? Mașina nu e vopsită. A avut casco mașina când a fost nouă. Ok. Și în 2010, atunci când am luat-o eu, expira cascoul și am vopsit-o atunci pe casco. Ai profitat de casco. Da, dar nu au fost demontate piese de pe ea, pur și simplu la exterior și atâta tot. Și de atunci n-am mai avut parte nicio vopsire. Am înțeles. Grila asta care este clean look, adică ai dat jos emblema de DU. Da, acesta are și fagurile diferit, că grila originală avea niște linii. Linii, din câte știu, da. Am avut și modelul acela fără siglă și acum am trecut. Și cumva pe Nexia venea cu toate astea cromate, cu grila față cromată? Nu, venea pe Cielo executiv de la noi din țară. Din câte știu, avea aer condiționat, patru geamuri electrice? Toate Cielo-urile aveau ori manuale, ori toate patru electrice. N-au existat cu două electrice. Ok, Dacia în 2021 în care? Spate manual. Și din câte mai țin eu minte, pe Cielo venea și cutia automată. Da, era o cutie automată în 3 trepte, din ce țin minte. Okay. Hidramată, conversor de cap, da, probabil. Exact, da. 3 trepte foarte lungi. Foarte lungi, da. Ok. Stau să mă gândesc cum e. Acum noi la mașină ne avem 9 trepte, 10 trepte, chiar pe Mustang. Am filmat un Mustang care avea 10 trepte. Mercedes are 9 trepte. Cum era în anii 2000 să mergi cu o mașină cu 3 trepte? Cred că era mai ușor pentru cutia de viteze. N-am condus una, nu știu. N-ai cunoscut? Dar ce drept consuma, pe lângă că consumă Cielo mult, aceea consuma și mult. Le spunem oamenilor acum că consumă? În oraș 10 dacă e liber, Bucureștiul, 12 Bucureștiul mai aglomerat, afară 6,5-7 consumă destul de mult Cielo. E cunoscut pentru chestia asta. Fiindcă toate aveau GPL, tu n-ai GPL pe nu? Nu, nu am GPL. Am un vecin mecanic la Severin, care numai Cielo a avut de când sunt eu mic, dai că mai avea Dacia și el tot Cielo are și acum Cielo, mi se pare că are GLX. Da. Sau GL... Era GL, GLE, dar astea erau denumirile celor dinainte de 2000. Cred că dinainte de 2000 are. Și am observat la mașina lui că nu are foarte multă rugină. O fi avut grijă, cum am avut și eu. Probabil dacă că e mecanic. Platforma mașinii de Opel Kadett. Da, exact. Sau Astra F. Da, Astra F e următoarea după Opel Kadett. Hai să vedem despre față. Bara asta originală cu un lip, o prelungire care e moale. Moale. E squishy chiar, aș putea spune. Hai să ne puțin capota, să vedem puțin cum arată motorul, pentru că a rămas puțin șocat de cum arată motorul. Nu mă așteptam. Bine, mă gândeam că e așa frumoasă pe exterior, dar la interior. Și observ ceva aici. Ai pus tu chederul ăsta la capotă? Eu l-am pus, dar aceasta nu l-a avut, dar se puneau și din fabrică pe unele. Deci, acest strig mașina asta nu l-a avut. Este original, este un cheddar original. Foarte, foarte fain. N-ai capitonaj? Bine, pe cele pe benzină nu prea se puneau capitonaj. Din câte știu, diesel nu exista. Nu exista. Au fost doar 1.5, 8 valve sau 16 valve. 75 sau 90 de cai. Da. Tu ai aici 1.6, 16 valve. 1.5. 1.5, 16 valve, 90 de cai. Da. Bă, destul de mulți cai. Da, mașina e destul de ușoară, are 1088 de kg. Deci în 1.5, 90 de cai, cât scot acum producătorii într-un motor de 1.5 aspirat? 105, a, aspirat? Aspirat. Tot la fel. Tot cam așa, da, 120, hai, 100 de cai. Cam așa. Adică nu e evoluție foarte mare din punctul de vedere. Bine, e un aspirat, n-ai ce să-i faci foarte mult. Avem admisia care e din fontă, văd. Da. Admisia din fontă, capac. Asta e plastic aici? Da, e plastic. E un plastic dur și e de problema în care capacele de motor nu se dau foarte ușor jos. Avem imbus. Ai văzut acum la mașina asta noi când scos capacul imediat. Am doar niște cleme. Exact, doar niște cleme. Avem un filtru de aer acolo. Se vede acolo culoarea de direcție. Bateria, totul la vedere, o bară de rigidizare. Da. Ai vrut să fii racer tu aici cu treaba asta, nu? Oricum mașina are o suspensie sport de Opel
Cadet GSI sau Astra F GSI, care e foarte rigidă. Chiar glumeam cu un prieten că cine are nevoie de tratament pentru piatră la rinic să meargă cu mașina asta în București. O să merge după aceea să facem și un test drive cu ea să vedem exact dacă chiar e atât de rigidă. Crede-mă că eu am mers cu mașini rigide. Ai mers vreodată cu Mini Cooper? Da, am mers. Și nu s-a părut rigidă? Nu, să mergi cu al meu. Cu asta, nu. Să mergi cu al meu. Bun, avem aici radiatorul. Da. Mașina are climă? Că nu văd un radiator aici. Nu are. A fost modelul fără aer condiționat. Am iarna, vara e destul de nașpa. Mai am o mașină, o folosesc pe cealaltă. Tu o ții în garaj pe asta? Nu, nu e ținută bibelou. Circul destul de des, de câteva ori pe săptămână. Foarte tare, foarte tare. S-au pus pe Cielo multe motoare de Opel Calibra, Opel Vectra. Mie mi-a fost milă că motorul ăsta abia dacă a făcut 100.000 de kilometri anul ăsta și 100.000 de kilometri în câți ani? Nu, 17. 17 ani, 100.000 de kilometri, deci n-ai făcut 6.000 de kilometri pe an. Cam așa, da. Bă, mișto. E o mașină care nu prea nu consumă deloc, între schimbul nu completez absolut. Mi-a fost milă să fac și un ce? Un swap de motor. Bă, nu, eu zic că o mașină în felul ăsta legal e mult mai ok decât o mașină modificată. Hai să închidem capota. Observ și descriitorul asta, cumva gen Opel, da, adică seamănă puțin. Da, multe piese se pot de pe Opel. Și eu zic că să privim puțin, vine lângă mine și mai o să vină aici lângă mine să filmăm mașina, pentru că mai are câteva elemente pe care nu le mai găsim la mașinile vechi. Din câte văd eu, avem apărătoare de noroi. Da. Fiind tracțiune față, aruncă destul de mult. Să zicem, uneori poate să mai strângă mizerie pe aici și să rețină apă în spatele apărătorii, da. Deci nu e o soluție foarte... Da, depinde de soluție, cum este făcut. Jantele? Ce jante avem acolo? Dezent, pe 15. Arată foarte bine, cu buză, da, într-o singură lățime, chiar arată bine. Vezi avantajul unei mașini vechi și mici, că jantele pe 15 nu par atât de mici. Da, păi mașina asta avea pe 14 în fabrică și cele dinainte de 2000 chiar pe 13 aveau. Pe 13? Da. Cred că și la Smart mai sunt pe 13. Zi, Madi, ce este? Hamburger. Ce hamburger? Ah, hamburgerul de acolo pe care l-ai filmat. Da, foarte mișto e. Am văzut să se găsește pe toate jantele. Da. Oglinzile? Oglinzile sunt de pe un Cielo hatchback, cum ai spus tu mai devreme. Diferă? Nu diferă. Le-am pus pe acestea că sunt încălzite. Oglinzi încălzite? Da. Bă, ești nebun? Da, când pornesc dezaburirea lunetei, pornește automat și încălzirea oglinzii. Foarte tare, nu mă gândeam la treaba asta. Le-am de la un prieten care a dezmembrat. Nu spune că se și rabatează, nu cred că se rabatează electric. Ba, nu electric. Ok, nu, că de cu mâna mă gândeam că se rabatează. Dar au fost oglinzi care nu se rabatau pe Cielo, că mașina asta a avut oglinzi de alea, unele pătrate. Ce observ eu așa la aliniamentul ușilor? Uitați-vă și voi puțin, vino mai pe Mali. Cât de bine se aliniază ușile. Deci uite puțin, filmat aici frumos lunga asta, un Mercedes E-Class din 2017. Și când închideam ușa, pur și simplu cheder-ul, cromul, nichelul acela, se vedea că o parte e mai jos, o parte mai sus. Uitați-vă și voi, în anii 2000, o mașină coreană, adică nu vorbim de o țară super dezvoltată, să zic așa. Da, bine, aceasta a fost asamblată în România. Și e asamblată în România. Ia acum un Ford Puma sau ce se face în România? Da, la aceeași fabrică. Da. La aceeași fabrică Ford Puma, mai e la fel? Nu știu, nu le-am studiat să văd cum este. La Craiova, da. Spune mai de acolo. Unde a fost înainte de DEU, a fost Olsit. Chiar mă, că a fost Olsit acolo, da. La aceeași fabrică. Vino aproape, eu să am sunetul deschiderii de ușă și închiderii, pentru că e un sunet aparte. Mamă, frate, zici, știi că Audi A8 ăsta nou are un fel de soft open al ușii, adică nu soft close, au un soft open, electric. Când trage clapeta la ușă, el cumva o împinge afară. E, aici ceva un soft open manual. Adică simți când trage asta, ce și aruncă. Da. E bune. Foarte. Simți mecanismul. Da, simți mecanismul. Filmează puțin cheder dublu aici. Bine, sunt puse. Da, sunt cost. Puse, da. Chedere duble pentru o antifonare mai bună. Ele nu avea deloc chedere aici, nu? Nu, au doar pe rama, deci pe interior. Caroserie, da. Și privește puțin cum arată un interior de Cielo, că eu am rămas șocat. Am zis, bă, pe inafară arată bine, motorul arată bine. Dar când am deschis să trag un cadru și am văzut cum arată interiorul, am zis, bă, ești nebun la cap cum arată. Poți să intru și eu? Da, sim. Bun, hai că intru și eu, ca să vorbim despre mașină. Bă, ești nebun, ce moi sunt, moi. Te au o susținere foarte bună. Vine lângă mine aici. Aș vrea să le schimb pe astea. Nu, el oricum scârție, aș vrea să le schimb. Uite, testul Dacia. Da, la Duster.
Uite, și asta face la fel, nu e problema. Da. Scaunele sunt de Opel GSI. Da, Astra FGSI. Fețele de uși, inițial, ea din fabrică a avut niște fețe de uși Calasiello. Culmea, trebuie să te întorci în timp ca să ai niște materiale mai de calitate. Ca la orice mașină. Cele din 2004 aveau un plastic foarte tare și zgrunțuros, așa. Ulterior mi-am pus niște fețe de uși de un Cielo de prin 97-98, care avea materialul acesta moale, cam ca acesta. Și după aceea mi-am pus unele de Nexia, care next level. Era next level, da? Și au un fel de pluș așa pe aici. Și bancheta din spate la fel este din același set, tot așa, un pluș. O să filmăm după aceea, dar băi Madi, păi, deci feeling-ul pe care l-ai mașina asta, în primul rând volanul ăsta e foarte mic și zici că ești pe PlayStation. Nu mă simt ca tataia, frate, dar este un design. Deci pe bune, mă simt foarte ok în mașina asta. Ai spațiu, pe zis, uite, stau cu picioarele bine, stau foarte bine. E și foarte bine deținut, dar designul bordului e foarte frumos, frate. Deci mi se pare foarte frumos. Da, e același bord ca la Cadet, forma lui. N-am reușit cu un Cadet, nu mai găsim Cadet, fiindcă Cadeturile au dispărut o dată cu Astra F-ul, să zic așa. Dar nu știu cum se percepea mai de să facă un bord ergonomic, frumos, micuț, tot ce trebuie. Hai să vorbim, mi-ai spus de fețele de uși, mi-ai spus de scaune, simt aici ceva la cotocotieră. Da, este o cotieră de Chevrolet Epica, cred, din ce țin eu minte. Și avem CD-uri. Da, CD-uri, unele sunt originale de la cu Street Dance, români și cu Cedric, uite. Cedric, da. Păi, ești nebun. Păi, mă, Madi, era o întreagă experiență, gândește, pe vremea în 2000, când vrei să pleci la drum lung, pur și simplu, te opreai la benzinărie și îți cumpărai un CD, să ai și tu să mergi până la mare cu muzică bună. Acum ce faci? Scoți telefonul din buzunar, dai drumul la Bluetooth? Da. Și ai totul. Bine, și eu pot face chestia asta, că mi-am pus un retrofit player mai modern, da. Îți curiosit o chestie. La pedale aici îmi place foarte mult că nu sunt aglomerate. M-am urcat în mașini mai noi care pur și simplu pedalele sunt foarte apropiate și te lovești în ele. Sunt curios cum... Băi, ești nebun cât de ușor e și viteza. E timonerie pe cablul ăsta, nu? Da. Butonul de aer condiționat care... Care nu este. Lipsește. S-a trucinat Society Garage când a închis ușa. E, așa trebuie la Selo să o... Închisă, uite-te. Da, trebuie să o închizi mai cu răspundere. Ia închide Mari ușa, ia închide-o. Ce-ai mă, ești nebun la cap? S-a terminat șmecheria. Aerul condiționat care lipsește, cred că asta ar trebui, dacă ai găsit, nu știu, o instalație de aer condiționat, compresor, tot să pui, da, ar fi ce trebuie. Și avem bordul ăsta care aici, butoanele astea, ce semnifică? Avem o dezaburire, sau ce asta? Da, dezaburire, ceață, ceață față, ceață spate, avariile. Uite, frate, avarii, aproape, stai doar cu degetul. Sub ceața spate, temporizatorul de la ștergătoare. Sunt curios de clancul pe... sus. Băi, ești nebun la cap, ia să vedem și aici, asta e semnalizarea, nu? Da. Exact ca la E39, știi, când dai cu semnalizarea, bă, simți că dai, știi? Nu simți că se rupe ca la Mini Cooper. Reglajul farurilor, da, manual. Gurile de ventilație care au aici o funcție de închis-deschis. Un spațiu de depozitare aici, mișto, făcut acolo. Și un torpedo, poți să găsi torpedou? Da. Nu că am mai găsit torpedoul la un Mercedes C-Class și am găsit un pistol acolo. A, deci vezi, nu sâmbătă. Știi niciodată. Da, hai să vedem. Băi, ești nemucă de mare. Da, și este cartea service originală, manualul mașinii original. Deci tu ai cartea service aici originală? Da. Hai să ne uităm puțin pe ea. Hai să scoate puțin cartea service, ne uităm puțin. Ce probleme a avut acest Cielo? Să ghid de service, nu? Ghid de service, da. Uite, certificat de garanție. Păi, nu-mi vine să dai ceva. Da, mașina fiind de nou în familie, am păstrat toate lucrurile astea. Ia să vedem ce avea garanție. 24 de luni sau 60.000 de kilometri sau 36 de luni și ce? Și 100 de, 100.000 de kilometri. Pe care abia i-a făcut acum. Și avem repere componente. Carter motor, chiuloasă, culbutor, hidraulic, supape. Deci nu aveai o garanție foarte mare. Da. 60.000 de kilometri pe chiuloasă mi se pare cam puțin. Deși culmea, motorul ăsta e destul de rezistent. Nu au probleme. Ce observație? Păi sunt o clauză și se exclud deteriorările accidentale, se exclud deteriorările datorate utilizării unui combustibil necorespunzător. Ce înseamnă combustibil necorespunzător? Orice în afară de benzină, nu știu. Am înțeles. Foarte fain. Și vedem că avem aici multe chestii pe care
Le putem vedea aici, aici ce este? Fișa de registrare? Nu știu, nu mai țin minte. Avem o fișă, data vânzării. Da. Kilometraj de vânzare 50 de kilometri. Da. Băi, ești nebun la cap. Băi, e foarte frumos să ai o mașină, să uite. Tu ai de... Tu arată de nou, gen. Da. Și să ai răbdare să mănânci cu ea, uite, revizile la 40.000 de kilometri, la 66.000 de kilometri. Și avem la 71.000, la 81 și la 90.000. În 1.8.2020, adică anul trecut. Da. Foarte, foarte fain. O să le băgăm înapoi aici. Strântește-l bine sau putea să se deschide. Așa. Vezi? Pe vremea când trebuie să strântești totul acolo. Bă, nu-mi vine să mă dau jos aici. Băi, ăsta e celebrul ceas de la Cielo, nu? Da. Dă-mi și puțin cheia. Unde e cheia? Că pe mine mă fascina când tatăl meu avea Dacia și n-avea ceas. Mm-hmm. Pe mine mă... Bă, ce-i cu cheia asta? Acum am văzut că... Vezi instinctul a fost să-l deschid. Ce-i cu cheia asta? E făcută ulterior. E, văd că, cred că modelul e ceva de vag. Clar, de Audi, vag. Și înfigem aici. Da. Punem piciorul pe ambreiaj, așa. Să vedem, mamă. Încă o dată. Încă o dată? Așa, și-a apărut ceasul. Și-a apărut ceasul. Asta era maximul de tehnologie pe care puteți să le primești asta, nu? Da, ceva de genul. Apogeul tehnologiei. O să dăm ok și după aceea, dar înainte să dăm cheia asta, trebuie să-mi plăce naiba în față. Mai văd de ceva aici. Nu spune că ai și încălzire în scaune. Nu, așa era cotiera, nu. Am văzut și butonul ăsta și mă gândeam, mă, dacă ai și încălzire în scaune. Chevroletul respectiv avea cotiera. Dar să încălzire, pardon. Se poate pune foarte ușor încălzirea, știi? Da, bănuiesc. Pe scaunul ăsta. Adică probabil să trebuie un kit aftermarket de încălzire, pui pe astea și aia. Da. Hai să mergem puțin în partea din spate, pentru că Cielo e cumva o compactă, nu? Da. O compactă sedan. Și hai să vedem exact. Păi, dar nu trebuie să deschizi ușile astea, pe bune. Și presim că o să fie orgasm aici, pentru că pare o banchetă foarte moale, exact. Moale, da. Foarte moale. Și materialul acesta, de-aia am și pus-o pe aceasta, că e un fel de pluș, așa. Madi, te rog frumos, dă-mi puțin camera, ține puțin tu ăsta așa. Urcă-te, Madi, puțin, să vezi și tu cât de confortabil e. Hai, urcă-te. Hai că ești cu geaca mea pe tine. Simți că ți intre fundul, nu? După loc de mică, n-aveam nevoie de o banchetă ca asta. Gata, treci înapoi la cameraman. Și are și un sac pentru schiuri, dar este de Espero acela. Băi, un Espero dacă am găsit și ai zis că vorbești tu cu cineva ca să filmăm, da. Și un Espero. Poate la anul, zicea că nu e disponibil acum. Ok, poate la anul, vede cum facem. Cotiera foarte moale. Păi și uite cum vine, mă, frate. La multe mașini e prea sus, e prea jos, da. E prea scurtă, prea înaltă. Asta nu știu. Și se așează direct pe banchetă cotiera. Bă, frate, jur că stai mai bine ca în mașina asta noi. Da, și fețele de uși, cum ziceam, la fel, același material cu bancheta. E și aici? E scrumieră. Uite, scrumieră, mecanism, scrumieră. Da. Nu înțeleg de ce mai fac mașina în felul ăsta. Și avem și aici un plafon care n-are un material să fac ceva, dar asta nu o să pice niciodată. Exact. Deci ăsta chiar nu o să pice, n-o să pice niciodată. E carton presat, deodată, exact, da. Dar o să fie acolo forever. Piele pe spate, de câte văd. Bine, sau un material cel puțin care imită, da, foarte bine pielea. Dar e un spațiu mai mult ca suficient. Spuneți-mi o compactă în care poate să ofere spațiul ăsta din zilele noastre. E, Skoda Octavia e în prezent. E puțin la limită Skoda Octavia compactă, să zic așa. Da, exact, e cum e și Superbul, la fel, la limită în clasa asta. Da, e puțin. Skoda cred că e singura mașină sau singurul brand care îți mai oferă acum mai multă mașină de banii pe care îi dai tu pe ea. Să vedem ține spatele ăsta care, bă, n-aveți cum să spuneți că e urât. Deci arată foarte bine, pe bune. Are niște triple schimbate. Da, sunt, cum ziceam, de farurile, uh-huh, care se găseau pe diverse site-uri, la fel se găseau și stopurile astea. Cu o evacuare... Nu, evacuare stoc, e un tips. Da. Integrat frumos acolo, n-ai tăiat din bară, ți-ai tăiat? Nu, așa e bară. De-aia am și vrut tipsul acesta, că parcă... E de acolo, la fix, da, pe gaură ce. Să știi că dacă pune ceva rotund, n-ar fi dat bine acolo, probabil a fost mai mic sau mai mare și n-ar fi... Ala e perfect, perfect acolo. Și ce m-a șocat pe mine, te rog frumos, deschide cine propagandul ăsta. Da, ca la mașină modelă. Exact. Are o deschidere electrică. Cum se poate așa ceva? Cielo are deschiderea din interior, are buton la interior și se deschide în felul acesta, dar mi-am pus eu pe cheia aceasta și deschiderea electrică. Electrică, și da. Putem să vedem, e un sedan cu o deschidere destul de mare. Da.
Portbagajul era cunoscut ca fiind destul de mare la silo. Aici nu se vede că e subwooferul acela primit cadou. Chiar e mare. Bine, vedem aceeași chestie pe care și la mașinile noi, partea de sus nu e capitonată. Da. Deci se purta și la mașinile mai... Faci vudu. Ce nu. Vudu? Ce e cu aia în spate? Că e pentru la vudu, adică... Aia de spate? E hamac la măcei. Ce? A, ăsta de aici? Dar cum e străzi? Un pămătuf de praf, mai dau pe geamuri. Ce faci, vudu? Să închidem puțin. La Dacia, din câte știu, era partea cu bușonul. Da, avea buton, da. Strict mecanic. Dacă dau drumul, se închide? Nu cred. Ia să încercăm. Nu. Nu se închide, trebuie închis. Păi, dar sunetul ăsta de clank e... Sigla aceasta este de... E prima siglă de UWD. Mm-hmm. E de pe cele din 95. Special am vrut să o pun pe aceasta. Arată foarte bine. Hai să dăm și o chestie, vedem cum se aude aici în hală la Society Garage să ne asistim. Ce, ce euro e mașina? 2, nu? 2, da. Euro 2, asta e. Sturează puțin. Băi, ești nebun. Gata, poți să oprești. Dacă nu faci comparație, fac eu. Ce comparație, cu ce? Sau BMW-ul meu, aia mă, că nu-i chiar așa. Cât s-a de mai tare asta, pe bune? Doar din tip se aude așa? Nu, nu mai are tobă intermediar. Asta am vis să spun. Ca și tot are foarte faină, mașina asta venea cu o antenă. Din câte mi-ai spus tu mie, și electrică și manuală. Și electrică aceasta are manuală, dar poți să și tragi de ea dacă vrei. Ia să tragi și noi de antenă. La ce mai avem noi acum antenă? Nu mai avem nici măcar la telefon antenă. Da. E destul, mai trage, mai trage. Băi, e mai... din trei corpuri. Cam atât. Fratele meu, zi mie că nu, în 2021 să ai o mașină care are antenă din asta, zici tu că nu ești cool. Eventual dacă aveam și o aveam și electrică, dar se strică destul de des. Da? Cea electrică, da. Păi și mecanismul cât de complex poate să fie? E complex? Nu e complex, dar motorașul acela nu-l găsești. Nu-l găsești, se cam strică. Păi uite, poți în la noi acum când toate mașinile 2020 nu mai au nicio chestie asta și ne impresionează cu LED-uri, cu tot felul de chestii pe care toate mașinile le au acum. Da. Dacă vii în ziua de astăzi cu chestia asta, cred că impresionează mai multă lume. Avem și aileronul ăsta pe care l-ai pus tu. Da, tot așa mai glumeam cu un prieten, zici că e aileron de Dacia. Știi că era acela 1310 TDX cu acela de cauciuc. Da, nu era vopsit, era cauciuc. Era cauciuc, da, care se mai și rodea în timp. Da. Dar era moale așa, dacă ții minte că da, avea bunica mea și tot timpul când mergeam pe mașină, le făceam așa. Da, și tata, înainte să o ia pe asta, a avut 1310 modelul acela cu far rotunde. Da, mi-am amintit acum frânele. Hai să spunem. Sunt de Vectra B. Opel Vectra B, Cielo pe spate avea tamburi. Deci Cielo era cu tamburi și tu ai pus discuri, nu? Da, fuzetele sunt detașabile și am luat direct fuzetele echipate cu discuri, retrieri și tot ce trebuie. Și priviți și voi puțin. Cum era designul aripii? Deci pur și simplu la orice mașină, aici aripa coboară jos și începe bara, nu? Da. Aici pur și simplu aripa se termină cumva drept. Da. Și începe și cade tot la fel, parcă din ce țin minte era tot așa drept. Chetele astea sunt originale, toate astea la geam? Da. Cele dinainte de 2000 aveau un cheder mai gros aici, ca atunci când spălai parbrizul să nu-ți vină toată apa pe mașină în latura. Geamul acesta și mai departe. Și la aceasta se întâmplă chestia asta. Ah, okay. Uneori încerc să spăl parbrizul când merg mai încet, când încetinesc să nu vină toată apa. Și tu speli geamurile. De obicei speli, da. Probabil și geamurile. Exact. Ok. Deci și dacă ai geamul deschis, probabil ți-ai pus paravântul când speli geamul să nu-ți intre mașină. Da, da. Ok. Bun, eu zic să mergem să dăm cu mașina asta un test drive, pentru că eu zic că mașina asta, băi, eu n-am mergeat-o cu un Cielo. Pare așa că am mers cu multe mașini la viața mea, dar cu Cielo n-am mers niciodată. N-am mers niciodată, mai, nu mai râde. Tu ai mers cu Cielo? Ok, vrei să mergi cu mine cu Cielo? Hai să mergem împreună cu Cielo. Dacă ne-ai dat până acum un like, dă-i un like, pentru că noi acum o să scoatem mașini de aici la Society Garage. Dați-le și lor un follow pentru că n-au găsit la ei aici. Probabil s-a terminat giveaway-ul cu Smart-ul. Cine l-a câștigat, felicitări pentru Smart-ul câștigat. Și noi acum ne vom urca în mașină și vom face un test drive. Burde cu plasme, doar că în prezent ăsta a început să mai licăre. Ce înseamnă bord cu plasme? Că eu n-am înțeles niciodată tehnologia asta.
adică nu sunt cu LED-uri sau becuri sau așa, sunt niște plasme în spatele acestor ceasuri care luminează. O să-ți trimit o poză, sunt noaptea triste. Se vede mai bine. Hai că noi am trecut la test drive, trebuie să o chemăm pe Madi. Electric totul frumos? Da. Madi, haide! Haide, Madi! Haide, treci în spate! Trebuie să închidem înapoi geamul, tot electric, pentru că se poate, se putea și în anii 2000. Aia ceva? Urcă cam greu acela, cred. Într-adevăr. Motorașul sau... Că din cauza cotierei, unii nu prea nimeresc din prima. Băi, ești nebun la loc. Te vezi că e bine antifonată? Da, bine, ea are doar pe dedesubt antifon de la... cu pensul la Teroson. Teroson, da, da. Da. Am răsturnat-o cum răsturnau înainte daciile, oamenii și Teroson. Da, atât. Și în uși. Am dat și pe uși. Ai grijă, ce grijă, sunt de cu bara. Da. Păi, dar în rest nu are STP sau alte chestii. Păi, mișto. Și și se aude ok și cred că și trage. Adică pare așa sprinter, pare o mașină ușoară. Da, e ușoară. Băi, ești nebun. Vezi că e aspirat și se simte cum trebuie. Am trebat tira, stai puțin. E ușoară, are 1088 de kg. Și 90 de cai, vezi că nu e. Nu au multe mașini în raportul greutate cai pe care l-are mașina asta. Așa, suporții de... Aici scârțe puțin. Da. Aici. E ok. Când vine frigul, uneori mai scârție. Bine, noi acum cumpărăm o mașină gen... nu știu cum ar fi, să cumpărăm un Logan de acum. De acum nu, poate cel... prima generație. Prima generație, nu? Uite, deja am întors oamenii cu capul. Cele la spălătorie se uitau cu... Băi, de ce se ră? Plus că plasticele astea... Având și suspensia asta... Dar nu e rigidă, vezi? Mie nu-i spai rigidă. Sau cel puțin lucrează bine suspensia. De exemplu, la mine, da, la Mini Cooper. Probabil, dar... Cine se suie, care n-a mai mers cu așa suspensie, cu suspensie sport, cine se suie aici strânge din dinți. Ce, ce mașină conoști tu, a doua mașină? Mai am în familie un Duster. Ok. Care merge și tata, mai merg și eu, dar... Vreau să-mi iau și o altă mașină, deja am dat comandă. De ce? O Mazda 3 sedan. Frumos Mazda 3, cu Skyactiv G-ul ăla? Exact, da, 2.0 benzină, Skyactiv G. Singura marca care mai păstrează încă motoarele aspirate. Exact, ăsta a fost unul din criteriile pentru care m-am îndreptat spre marca asta. Nu mai găsești altceva, e cam greu să mai găsești ceva. Vezi, tu ai rămas pe vechi, ai rămas, bă, vreau o mașină simplă. Da. Pe care să o țin, cred că ți-o pe asta, 20 de ani, adică să fim serioși, cine mai ține mașină 20 de ani? Da, exact. Mi se pare așa foarte pătrățoasă, vizibilitatea e bună în ea. Deci geamurile mari. Hai că trebuie să facem dreapta acolo pe... Mă, și ce aproape parbrizul ăsta, am dat cu mâna el. Da. E totul foarte... Că la unele mașini nici nu poți să ajunge aici. Și asta e foarte aproape. Băi, mișto. Chiar e un feeling mișto. Păcat că nu mai găsim mașina asta pe stradă, sincer. Păcat. Se face și un Cielo facelift acum, o Nexia, de fapt. Nexia e 950, dacă căutați pe Google. Deci încă se fabrică? Da, se da în Uzbekistan, Rusia, în țările astea. Am văzut că țările astea mai puțin dezvoltate, încă se produc mașinile astea vechi. Da. Pentru că oamenii nu au nevoie de toate tehnologiile pe care mașinile noi le au. Oamenii au nevoie de o mașină care merg. Nici nu au norme de poluare și așa, da, și încă păstrează motoarele mai vechi. Care fără norme de poluare sunt mult mai fiabile. Da, exact. Frumos, chiar experiență faină. Sunt curios de asta, cum se simte? Sunt cu vacuum. Cu vacuum, băi, se aude vacuum, nu vine să crede așa. Băi, ești nebun la cap. Și merge și cu motorul oprit până se duce vacuum da. Și asta? Căldură, că ziceai tu că nu are aer condiționat, dar căldură, în schimb, se încălzește repede și bagă ca lumea. Am văzut și eu că mașina asta mai vechi, bine că și la aer condiționat. Chiar mi-am montat în casă un aer condiționat și am văzut că nu bagă la fel de bine aer condiționat din casă, la fel cum bagă al tatălui meu care e vechi, are vreo 15 ani aerul. Și după aceea m-am interesat și la mașinile noi și la asta de aer condiționat. Un alt freon, da. Care e mult mai ecologic, dar nu are aceeași putere de răcire. Probabil să fie aceeași chestie și la treaba de încălzire. Că și nici eu, mașinile vechi, când mă urcam, pur și simplu când puneam una aici, te frigea. Știi? Da, că depinde și cum e. Și bine, de, evident, de starea fiecărui vehicul, termostatul și așa.
dar și de managementul termic, cum au gândit ei sistemul de răcire să transmită căldura în interior. Iconița aici să fie... Da, aia e din, de când e mașina acolo. Iconița asta de atunci? Da, au pus-o ai mei de atunci. Dar vezi că a ajutat. Da, a ajutat, n-a avut parte de niciun eveniment. N-ai avut nicio daună cu mai asta, niciodată, nic? A fost așa, o zgârietură de-astea mici, așa. Mersi mult pentru ocazia că mi-ai dat-o să merg cu mașina asta. Mulțumesc și eu pentru invitații. Credeți-mă că a plăcut a fost de partea mea. Dacă mai zici mașini faine, eu o să țin legătura cu Adrian, dacă mai știe. Mergând prin grupul ăsta de uiși, să zic așa, de... probabil tu mai cunoști mașini faine. Te-aș vrea să-mi spui dacă mai vrea cineva să mai facă. Voi, dacă știți vreo mașină faină pe care puteți să o filmăm pe canal, dați-mi de veste, pentru că ajută foarte mult. Mă tagați pe TikTok peste tot cu mașini faine. Chiar mă ajută foarte mult să văd mașini faine care îmi scapă. Până la viitoare, am fost mai de toți banii. Dacă ți-a plăcut acest clip, uite, dai un like, un share și un subscribe. Dă-i un follow și lui Adrian pentru că are o pasiune foarte faină. Băieților la Society Garage. Și dacă vrei să cumperi o mașină pe care Verdica are 15% în descriere reducere, mărciul meu de toți banii, tot în descriere. Până la viitoare, conduceți mașinile care vă fac plăcere și de cele bune. Salut! Salut.